ce se întâmplă în piețele de capital din America. Mai au loc de creștere sau o să vină acea corecție? Când o să se facă rotația și ce se întâmplă cu bursa? Ei bine, astăzi vedem că tocmai ce a venit Jerome Powell și a decis cu privire la rata de politică monetară să fie neschimbată. Deci a fost întâlnirea FOMC a guvernatorilor băncii centrale din America la nivel federal și au discutat dacă să scadă sau să mențină neschimbată rata de politică monetară. Și au decis pentru a cincea oară consecutiv să păstreze neschimbată rata de politică monetară la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani plus. Sunt ratele dobândă foarte mari și piața bursieră crește foarte mult. Înainte n-ai fi zis pe bază macroeconomică sau de politică monetară că s-ar fi întâmplat așa ceva, dar piața ne surprinde mereu. Ei bine, vreau să discutăm în acest material despre unde ne situăm cu bursa acum, să discutăm despre câteva scenarii despre politică monetară și despre rata de dobândă și să vedem dacă mai e loc de creștere sau urmează o scădere. De cât timp n-a mai fost o scădere sănătoasă, vreau să ne uităm împreună. Înainte să începem, îți readuc aminte, dacă vrei să ne susții canalul, poți să lași o apreciere mai jos, nu trebuie să faci nimic mai mult. Hai să începem analiza. Ei bine, înainte de toate, vreau să ne uităm pe harta randamentelor din America. Vreau să vedem cum se situează cele mai importante companii state pe bursă din indicele SP500 de la începutul anului până astăzi, după ce s-a dat decizia să rămână neschimbată rata de politică monetară. Am văzut că la finalul ședinței de tranzacționare, în ziua respectivă, a crescut destul de mult piața, Nasdaq 100 a crescut, S&P 500 a crescut și bursa în general, adică au reacționat pozitiv la spusele lui Jerome Paul, că a avut un discurs și bineînțeles la această decizie. Dar în afară de această decizie au mai fost anumite lucruri foarte importante care s-au discutat și o să le acoperim, dar acum vreau să ne uităm pe această hartă de randamente. Imediat după ce s-a publicat decizia cu privire la menținerea ratei de politică monetară de către Banca Centrală din America, de către Fed, vedem cum a reacționat piața încă de la începutul anului, bineînțeles, vreau să vrem totuși în ultimele luni, nu doar într-o singură zi pentru că nu este reprezentativ, ei bine, a cincea oară după cinci ședințe consecutive pe care Banca Centrală din America, la nivel federal, le-a avut, au menținut rata de politică monetară neschimbată la cote cum nu au fost în ultimii 20 de ani plus în America, adică rate de dobândă foarte mari. Ei bine, vedem Microsoft creștere cu 13% de la începutul anului, Meta cu 42%, Google cu 6,8%, Berkshire Hathaway cu 16%, JP Morgan cu 15,27%, Nvidia aproape 100%, 82% încă de la începutul 2024, Apple vedem un randament negativ, Tesla în continuare, minus -31% aproximativ. Amazon a venit din urmă plus 16% și vedem și în alte industrii că a existat un randament mare. Visa 11%, Mastercard 15%. Dacă ne uităm pe diferiți indici bursieri din America, vedem indicele S&P 500 în continuare creșteri foarte bune, la fel și Nasdaq 100. În general, creșterile sunt la nivel bursier pe tehnologie, adică dacă ne uităm la semiconductori au fost cele mai bune creșteri și pentru ca companie reprezintă concentrația din indicele S&P 500 sau Nasdaq 100, atunci s-a propagat în creșteri foarte mari în acești indici principali. Cripto, încă de la începutul anului vedem Bitcoin plus 51%, Ethereum plus 44%, după decizia Fed, vedem că se mențin la aceste creșteri de la începutul anului, Solana plus 71%, BNB plus 68%, Avalanche 38% și alte meme coin-uri care au explodat după creșterea Bitcoin. Dar am văzut că Bitcoin a scăzut în preț și Ethereum a scăzut în preț și multe crypto altcoins, să spun așa, au scăzut în preț imediat după creșterile explozive, după ce Bitcoin a atins vârful și a depășit vârful peste 70.000 de dolari pe unitate. Ei bine, pe noi ne interesează această decizie în momentul de față. După aceste creșteri consecutive, cele mai mari creșteri imediat din 2020-2021, știm foarte bine că au fost niște scăderi atunci, au fost la cote foarte mici ratele de dobândă, după care Fed a ridicat, adică Banca Centrală din America a ridicat ratele de politică monetară din ce în ce mai mult, iar 5 ședințe la rând le-au menținut neschimbate la 5,25-5,5%. Acum, interesant este că în continuare spun că o să scadă ratele de politică monetară anul acesta, cel mai probabil 3 scăderi o să fie în ratele de politică monetară și vedem că se așteaptă să o ducă la 4,6% și pentru anul următor la 3,1%. Deci, precum am spus, la această întâlnire, nu la toate întâlnirile se întâmplă, au publicat și raportul cu privire la previziunile față de diferiți indicatori macroeconomici, chiar și cu privire la rata de dobândă. Și vedem că în continuare se așteaptă să scadă rata de politică monetară de 3 ori anul acesta, trei scăderi consecutive, fiecare cu câte 25 de puncte de bază. Și o să te întreb, Tiberiu, când o să scadă aceste rate de dobândă? Vreau să știu și eu în portofoliul meu de investiții ce se întâmplă cu acțiunile, pentru că sunt influențate. Dacă studiezi economia, o să vezi că rata de dobândă reprezintă, dacă vrei, acea unealtă, acel instrument care reglează motorul economiei. Să aibă putere mai mare sau să aibă putere mai mică, da? Este acea cheie rata de politică monetară care schimbă puterea motorului, să spunem ca să dau o analogie așa. Și atunci, când ne așteptăm la o scădere în rata de politică monetară? Cel mai probabil în trimestrul 3. Ori prin vară, prin iulie, să spunem august, când este următoarea ședință în perioada respectivă, ori în trimestrul 3. Cel de vreme, da? Deci nu văd mai devreme de atât să spunem poate pe finalul anului, dacă suntem un pic mai realiști, pentru că economia arată foarte bine și o să vezi, Jerome Powell în ultimul raport acum pe care l-au publicat cu privire la aceste previziuni foarte importante, FOMC Projections, a alterat în sus anumiți indicatori, cumva fiind mai optimist cu privire la economie și în jos inflația, ceea ce înseamnă faptul că Vede economia puternică și nu are niciun motiv să scadă rata de politică monetară prea devreme. De aceea vreau să ne uităm împreună în aceste proiecții pe care l-au estimat în ultimul raport acum când l-au publicat la această decizie. Ei bine, dacă ne uităm în Economic Projections of Federal Reserve, vedem pentru perioada următoare se așteaptă să o scadă la 4,6%, asta în 2024. În 2025 vedem că și-au menținut poziția dovii și în ceea ce privește scăderea ratei de politică monetară, adică optimismul, da, cumva tendințele de scădere în rate de dobândă, la 3,9% în 2025 și 3 3,1% în 2026. Deci consideră că o să scadă ratele de politică monetară, dar ce este important este că se așteaptă ca rata de inflație să fie în continuare lipicioasă, cum spun sticky, adică să nu scadă mai repede la rata țintă pe care o doresc. Iar șomajul se așteaptă să fie destul de redus, ceea ce ar însemna un soft landing, o aterizare ușoară sau, cum se tot spune pe Twitter, no landing. Foarte important pentru investitorii pe burse externe, pe bursa americi și prin ETF-uri sau prin acțiuni individuale. Nasdaq 100 vedem că în continuare stă la cote foarte mari. Dacă ne uităm pe time frame de o lună, vedem 1, 2, 3, 4 și suntem în a 5 lună de creștere, fără să fi fost o lună de corecție după aceste luni consecutive de creștere. Același lucru este și pe SPY, pe S&P 500. Vedem creșteri multiple consecutive, nu a mai avut o corecție. Urmează o corecție? Ei bine, poate să urmeze, dar trendul în continuare este bullish în opinia Mea, cel puțin până în trimestrul 3 din 2024, de aceea am și deschis trade-uri long pe această piață, pentru că sunt, să spunem, destul de optimist în ceea ce privește creșterea viitoare. Bineînțeles, pot exista corecții, putem acumula, dar nu văd să fim într-o bulă așa cum se tot vehiculează și am explicat de ce. Pentru că masa monetară vedem că este în creștere mult, prin agregatul monetar M2 vedem că a crescut la cote imense, adică din 2008 până astăzi a crescut cu 160-170%, ceea ce înseamnă o cantitate de bani în circulație, o cantitate foarte mare de bani. Banii respectiv intră în active, în active financiare, mare parte din aceste sume bănești stau în active financiare, în acțiuni, în obligațiuni, în titluri de stat și în alte instrumente și atunci bursa o să continue să crească în continuare din ce în ce mai mult, pentru că ți se pare că există această creștere, dar raportat la ce? La bani? La dolari? ce mai reprezintă dolarul la inflație de 10% cât a fost 8% și de-a lungul timpului? Sau ce mai reprezintă euro sau leul? Pentru că dacă te uiți la inflația după coșul de cumpărături, da, vezi 8%, 10% față de ce poți să cumperi în calitate de consumator. Dar dacă te uiți la inflație față de instrumente financiare, față de active, față de imobiliare, față de case, față de bunuri și așa mai departe, o să observi cum puterea de cumpărare a scăzut foarte mult, adică valoarea banului a scăzut foarte mult și valoarea activelor a crescut foarte mult, datorită sau din cauza, să spunem, în acest caz, al creșterii masei monetare, de cele mai multe ori din surse artificiale de către bănci centrale și state. Deci, ne-am uitat pe acest raport, ne-am uitat pe aceste proiecții, o să ne uităm ce înseamnă cum se schimbă acest dot plots și o să spui de ce ne interesează atât de mult să ne uităm pe acest grafic pentru că mari participanți din piață, fonduri de investiții, fonduri de pensii marile bănci se uită la aceste estimări și iau decizii pe baza acestor estimări aceste estimări, dacă vrei, le modelează percepția și, bineînțeles, îi stimulează să facă sau să nu facă ceva. De aceea citim piețele, de aceea trebuie să vedem cum ne poziționăm. Acum vedem rata de politică monetară țintă actualizată după ce a venit acum decizia Fed. Din nou, în 2025 se așteaptă să fie sub 4%, după abia în 2026 mediana este undeva peste 3%, aproape de 3%, abia pe termen lung să vedem la 2,5% și așa mai departe. Adevărul este că nu mă încred atât de mult în aceste estimări, chiar dacă sunt de FOMC, adică de Comitetul Băncii Centrale, nu mă încred în aceste estimări pentru că niciodată Nimeni nu știe viitorul și de foarte multe ori prezumțiile au fost foarte diferite față de realitatea însă și cu toate acestea. Pentru faptul că acestea sunt estimările oficiale, trebuie să vedem cum arată aceste estimări, pentru că aceste estimări sunt parte constitutivă din strategiile efectuate de către piață. Și atunci noi trebuie să înțelegem cum gândește piața, cum se poziționează piața, ca să știm cum ne poziționăm și noi cu portofoliul nostru de investiții și cu tranzacțiile pe care le-am efectuat. Deci Banca Centrală păstrează neschimbată rata de politică monetară, se așteaptă la 3 scăderi în rata de dobândă anul acesta, în continuare este în intervalul 5,25%-5,5% și vedem până la sfârșitul anului. Ți-am spus, abia din trimestru 3 să văd prima scădere, dacă va fi, personal nu văd de ce ar scădea Fed rata de dobândă atât de repede, pentru că inflația nu a venit atât de jos, am văzut că este lipicioasă, a venit ușor peste estimări, chiar dacă a venit ușor în scădere față de perioada precedentă, tot este peste 3% și nu vor nici de core, vorbim în principal de CPI. Și atunci vreau să vedem cum o să vină rata de inflație, pentru că și Fed urmărește exact același indicator și cumva e dependent de acel indicator și foarte important rata șomajului. Am văzut companii care au dat afară oameni, dar vedem în raportări, în statistici oficiale, că rata șomajului este în continuare foarte jos. Trebuie să urmărim acești indicatori, pentru că și Fed urmărește tot acești indicatori și a decizii pe baza acestor indicatori. Și atunci eu personal nu văd până între trimestrul trebuie să fie scăzută rata de politică monetară. Dacă o să fie, o să fie maxim o dată și o să fie cu 25 de puncte de bază. Nu mai mult. Este opinia mea pe baza a ceea ce am văzut în piață și pe baza discursurilor pe care Jerome Powell, guvernatorul băncii federale din America, le-a avut și cum am interpretat situația, să spunem, am ajuns la această concluzie, iar concluzia este parte integrantă în strategiile pe care le efectuez în portofoliul meu de investiții. Într-adevăr, vedem că oficialii Fed se așteaptă să scadă rata de dobândă, nu știu exact când se înceapă să scadă această rată, dar cumva se așteaptă la 3 scăderi de 25 de puncte de bază fiecare dintre ele până la sfârșitul 2024. Vedem că nivelul actual al intervalului ratelor de politică monetară este mai mare decât în ultimii 23 de ani. Se așteaptă la aceste 3 scăderi, dar observăm că în 2025 și în 2026, în continuare, se așteaptă ca rata de dobândă să fie totuși mult mai mare față de partea istorică pe care am văzut-o și vedem în PIB că sunt un pic mai bearish, în sensul în care nu se așteaptă să fie o creștere în continuare în PIB, se așteaptă ca rata șomajului să fie în continuare scăzută, ceea ce ar fi foarte bine pentru piață, dar nu văd de ce ar scădea rata de politică monetară dacă inflația nu vine mult mai jos, iar șomajul nu crește ușor ca să-i stimuleze să scadă rata de politică monetară. Pare că totul merge bine acum, cel puțin pe hârtie, așa că nu văd niciun stimulent de ce să o până în trimestrul 3. Procesul de quantitative tightening continuă, adică să-și reducă poziția bilanțieră Fed, adică să vândă din instrumentele pe care le deține sau să le lase să se maturizeze, adică să ajungă la scadență fără să cumpere, să zicem, un quantum echivalent cu cele care au ajuns la scadență, adică să facă acel roll over Este piața cum prea scumpă? Tot auzim această aserțiune dată așa pe tavă, suntem într-o bulă financiară, suntem ca în perioada 2000, dot com bubble, urmează să se spargă această bulă AI în curând, urmează să scadă bursa, să fie un colaps major. Ei bine, ți-am spus că nu cred asta. Vreau să ne uităm împreună pe evaluarea companiilor din America, din tehnologie și bineînțeles față de S&P 500 în momentul de față și cum era prin anii 2000, în momentul în care într-adevăr s-a format acea bulă financiară pentru companii care nu ofereau nimic, aveau doar dot .com, da? Punct .com la coadă, nu aveau absolut nimic, nu aveau nimic efectiv, erau înregistrate și atât, promiteau că o să livreze venit, că o să livreze profit, dar nu au făcut nimic. Majoritatea au intrat în faliment și au pierdut banii investitorilor. Acum cine promite, precum Nvidia în AI, are și o infrastructură pe care o vezi, da, materială, vezi de unde o să producă a, că nu o să fie generative AI, că nu o să fie accelerated computing, cum au promis sau cum au spus sau cum au estimat, bineînțeles, asta este partea a doua. Se poate întâmpla pentru orice companie, ca pentru să facă niște estimări mai optimiste și să vină cu rezultate mai slabe, atunci se corectează prețul și așa mai departe. Dar o bulă, să fie o bulă, înseamnă că e o euforie mare dată de un catalizator, se crește foarte mult, se distanțează foarte mult de valoare și la un moment dat când realitatea te lovește ca un duș rece de dimineață, se sparge și investitorii pierd bani. Nu este cazul în momentul de față. Cine totuși spune că este o bulă, cred că are intenții rele sau pur și simplu nu știe despre ce vorbește, pentru că vede creșteri foarte mari și zice, gata, trebuie să se spargă. Nu este și nu ar trebui să ne grăbim în judecată așa. Lucrurile sunt mai complicate decât atât să ne grăbim să spunem, da, e o bulă financiară, să se sparge. Pentru că de obicei persoanele astea care spun așa nu sunt investite în piață, nu știu ce înseamnă să ai responsabilitatea capitalului, responsabilitatea alocării. De asta încerc să tratez cât se poate de atent lucrurile acestea, pentru că țin de averea noastră și sunt foarte mulți investitori pe acest canal care au foarte mulți bani investiți pe bursă și sunt atenți și diligenți cum își plasează investițiile. Dacă ne uităm la acest grafic, iarăși o comparație cu bula financiară, bula din tehnologie care a fost prin anii 2000, cum ne situăm astăzi, da? din punctul de vedere al evaluării? Vedem că forward price to earnings prin 2000 a ajuns la 52 în indicele bursier S&P 500, dar dacă ne uităm în principal la cele mai mari companii, 10 acțiuni, să spunem, din perioada respectivă, vedem că se tranzacționau 52. Astăzi se tranzacționează la 28 și ți-am spus sunt mult mai mulți bani în economie, bani care sunt în money market funds, am văzut că este un nivel istoric, adică în instrumente foarte lichide pe termen scurt, cu scadență foarte scurtă, pot fi lichidat oricând, iar în acțiuni vedem ce creșteri sunt datorită faptului că sunt mulți bani care trebuie să fie, bineînțeles, injectați în active financiare să câștige randament. Iar fondurile de pensii, foarte multe dintre ele, chiar citeam niște studii, am și studiat partea asta destul de mult, au unfunded liabilities. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au active într-un volum mai mic decât pasivele pe care le datorează pensionarilor în viitor. Ei gestionează banii, practic, angajaților în aceste fonduri, însă randamentul a fost atât de mic, să spunem, o lungă perioadă, mai ales în Europa, fonduri din Europa care au investit pe bursele europene, spun în principal aici, încât activele respective sunt insuficiente să acopere pasivele, adică în momentul în care trebuie să dea banii respectiv pensionarilor mai târziu și toți caută un alfa, toți caută să se intre pe bursă și să se câștige un randament cât mai mare chiar dacă riscul este din ce în ce mai mare. Acum, ce spune piața referitor la aceste scăderi de rată de dobândă? Când o să scadă ratele de politică monetară? Ne uităm pe aceste probabilități, pe contracte futures, da, pe CME, FedWatch Tool, vedem așa sunt mai multe probabilități care s-au schimbat brusc, și ne uităm la aceste statistici imediat după ce a venit decizia cu privire la neschimbarea sau menținerea, să spunem așa ratei de politică monetară. Acum, dacă ne uităm la probabilitățile din piață cu privire la scăderea ratelor de politică monetară, vedem că abia prin iunie se așteaptă piața să fie scăzută prima dată rata de dobândă, după care abia prin septembrie se așteaptă să scadă la 4,75%, după care vedem, cumva, să spunem, prin noiembrie, 36% probabilitate să scadă la 4,5. Cumva în piața acum nu mai sunt atât de bullish participanții, dacă îți mai aduci aminte care am acoperit, se așteptau foarte mulți deja suscat din martie, din mai și vedem că acum am ajuns în martie, n-au scăzut-o, vedem că nu se mai așteaptă pentru mai și devin mult mai prudenți în estimările cu privire la scăderea ratelor de politică monetară. Unde intră bani în momentul de față? Vedem intrări iar foarte mari în tehnologie, vreau să ne uităm împreună pe acest grafic actualizat să vedem unde intră cel mai mult bani. Foarte important, au intrat extrem de mulți bani în large caps în ultima săptămână, în ETF-uri care au expunere în companii cu o capitalizare bursieră mare în America, vorbim de zeci de miliarde. Au început să intre destul de mult în mid caps și foarte interesant să intre în small caps. Știi că am discutat despre une carte, despre o diferență în randament între Russell 1000 și Russell 2000, adică cele mai mari companii și cele mai mici companii din din bursa americană. Vedem că intră în small caps mai mult capital, în mid caps, dar în principal intră în large cap. Și atunci observăm că intră în broad equity, de asemenea în global intră, se scoate capitalul din high yield și din investment grade, intră în aggregate bond și observăm că și în metale prețioase, am văzut și aurul la ce nivel a ajuns, nivel foarte mare istoric. Și intră capital și în sector ciclic, adică în companii care fac parte din această categorie Ciclică, dar intră foarte mult în continuare în large caps. De la începutul anului până astăzi, în continuare, Russell 1000 Growth are cel mai bun randament, după care SP 500 randament de 8,6%, NASDAQ 7,7%, value vedem că vine din urmă la 5,5%, dar cu mult sub Russell 1000 Growth, Russell 2000 Growth iarăși destul de slab, iar Russell 2000 value vedem randament negativ de la începutul anului. Și atunci, în continuare, indicii brutali. Ieri pe large caps, mai ales pe tehnologie, vedem că au o apreciere foarte mare, dar pe small cap vedem o depreciere. Parcă este o asimetrie cumva, poate să crească partea de small. Nu mă aștept prea curând, dar mă aștept să continue să crească partea de large caps. Se fac cumpărături mari, știu, în marile companii s-au vândut multe acțiuni. Am văzut Jamie Diamond, am văzut Bill Gates, am văzut atât de mulți directori executivi și, bine, acțional foarte mari, precum Jeff Bezos, care a vândut în Amazon dar vedem și achiziții foarte mari. Dacă ne uităm în Bloomberg și vreau să ne uităm împreună în Bloomberg să vedem achizițiile din ultimele două luni, hai să vedem ce achiziții s-au efectuat pentru că ne oferă un sentiment sau un indicator cu privire la sentimentul față de piață în ceea ce privește directorul executiv care cumpără acțiuni în propria firmă. Pentru că în momentul în care cumpere în propria firmă înseamnă că nu consider că este supraevaluată, tu fiind acolo pe teren văzând operațiunile la ochiul liber. Vedem achiziții foarte mari de către insider în ultimele două luni. Insider buys pe Bloomberg, da? de pe Bloomberg am extras aceste informații. Vedem achiziții destul de mari de către executivi în companiile în care lucrează în ultimele două luni. Da? Vedem în ultimele două luni achiziții foarte mari. De pe la sfârșitul anului 2023 până astăzi vedem că semiconductorii au avut cel mai bun randament, vedem că și asigurările au avut randament mai bun, vedem servicii de comunicare, da, randament foarte, foarte bun și dacă ne uităm alte industrii, dar în principal acestea au reușit să înregistreze cel mai bun randament. Aurul, vedem că în ultima lună a avut foarte bun randament și acest indicator este pe aur pe minieri, adică pe producătorii care minează aur companiile componente din acest indice, după care tot semiconductori creșteri foarte mari și vedem că în ultima perioadă, cel puțin în ultimele ședințe de tranzacționare, în continuare, vedem semiconductori creșteri foarte bune, dar am văzut că și energia a venit ușor, ușor din urmă. Pentru prima dată când a fost chiar o scădere pe bursă, a ieșit foarte mult, să spunem, din companii, din tehnologie, au fost ieșiri foarte mari, deși vedem că în fiecare săptămână au fost creșteri uriașe în intrările, în injecția de capital. Asta a fost într-adevăr prima ieșire, după care, dacă actualizăm, am văzut iarăși o intrare ulterioară, încă nu e actualizat acesta, dar iarăși a fost o intrare ulterioară și dacă ne uităm în ultima perioadă, vedem intrări uriașe în tehnologie. Aceste injecții o să continue cel mai probabil, iar indicii principal din America o să se tranzacționeze mai mult. Nu e sfat de investiții direct, reprezintă concluzia analizelor pe care le-am desfășurat și, bineînțeles, concluzia Intuiție mea. De când nu a mai scăzut piața? Vreau să ne uităm. De când n-a mai scăzut piața este un indicator important. N-a mai scăzut cu 5%, de un număr de zile n-a mai scăzut cu 10 și mai ales cu 20, ceea ce ar însemna un bear market. Hai să vedem de când nu a mai scăzut piața și ce înseamnă asta. Un lucru foarte important înainte să ne apropiem de finalul acestui material, vedem că sunt 90 de zile de când nu s-a mai corectat SP500 cu 5%. Deci, indicele bursier SP500, care a fost pe un trend ascendent, nu a mai avut o corecție cu 5%. De 90 de zile, în medie, dura 67 de zile ca SP500 să aibă o astfel de corecție cu 5%. De asemenea, vedem că au trecut 90 de zile de când nu am mai avut o corecție cu 10%, dar în medie durează 291 de zile ca S&P să aibă o corecție cu 10%. Deci mai avem mult până la această medie și putem observa că nu a mai fost o corecție cu 20%, da? de 352 de zile, iar în medie durează 823 de zile să se ajungă la această corecție. O astfel de corecție reprezintă, în general, în termen de finanțe, să spun și pe bursă, pe piațele capital, înseamnă începutul unui bear market, dar nu am văzut o corecție nici cu 5% în ultimele 90 de zile. M-am uitat pe tranzacții, am văzut pe NASDAQ 100 tranzacții foarte, foarte mari în aceste zone de tipul dark pulse transactions, adică necunoscute de participanți foarte mari care au tranzacționat cu volume uriașe în NASDAQ. NASDAQ am văzut că în continuare își păstrează traiectoria ascendentă, mă refer aici la NASDAQ 100, indicele de de referință de pe bursa NASDAQ și atunci așteptăm să vedem ce urmează în perioada următoare, dar au fost tranzacții foarte mari. În momentul acesta vedem că retail-ul reprezintă 31% în piața de opțiuni pe acțiuni foarte important, vedem 57% distribuția în calls, în volumul de opțiuni calls, adică este foarte bullish și 43% puts. Cu toate acestea, vedem că nu este foarte mult în calls față de puts. Este într-adevăr o tendință mult mai bullish, dar nu este foarte, foarte bullish. Nvidia în continuare are un volum uriaș pe call options, adică se vede tendința bullish. A atins peste 900 de dolari pe acțiune. Am văzut că a avut o mică corecție, dar se consolidează la acel prag foarte, foarte înalt. În schimb, alte companii observăm că au o distribuție destul de egală față de puț, dar sunt și companii foarte bullish în continuare. Dacă ne uităm de exemplu la Alphabet, vedem tendințele pe call options mult mai mare, volume mult mai mari decât pe Puț și să vedem ce urmează în perioada următoare. Eu cred că în continuare se vor aprecia aceste companii. 7 din 11 sectoare din S&P 500, vedem că sunt la vârfuri istorice și cresc în continuare, în principal servicii de comunicare, semiconductori, am văzut și servicii financiare, crește foarte mult acest indice, da? tras în sus, nu doar de bănci, am văzut probleme cu bănci regionale, dar crește datorită multor companii din servicii financiare, cum ar fi intermediere, tranzacționare, să zicem operațiuni, tranzacții, Visa, Mastercard, S&P Global, JP Morgan, Chase, am văzut Bank of America a început să crească, City și așa mai departe. Unde ne aflăm în ciclul de business? Ei bine, se spune că am fi într-un late cycle, dar pare că suntem într-un mid cycle, acum sunt aceste creșteri, pare că ar fi trebuit să fim în high dividends, high quality, low risk, dar de fapt suntem în momentum growth high risk, cumva am fi în faza a 2 de fapt, chiar dacă, dacă mai fi întrebat să spunem, nu știu, acum un an sau un an jumătate, eu sunt destul de flexibil, mi-am schimbat strategiile și m-am adaptat în funcție de piață. În general, analiștii sunt foarte reticenți și dacă vrei, le este foarte greu să se adapteze pentru că pentru ei nu are sens da, să fim în faza a 2 acum din punct de vedere macroeconomic, adică ratele dobândă foarte mari, inflația a fost lipicioasă, ce se întâmplă în lume și geopolitic și așa mai departe, ai fi zis că ar fi trebuit să fie mai mult în high dividends, calitate mare și așa mai departe și S&P 500 să nu crească atât de mult doar datorită câtorva companii din tehnologie. Dar totuși vedem că ne aflăm în această fază, vedem că Bank of America spune că cumva suntem pe finalul acestei faze, dar mai avem de așteptat și foarte important înainte să finalizăm, trebuie să urmărim când o să scad rata de politică monetară și cât de repede o să scadă rata de politică monetară, adică la ce magnitudine. Dacă o să scadă rata de politică monetară Banca Centrală la o magnitudine foarte rapidă, foarte mult, atunci este posibil ca indicele SP500 să nu mai aibă o performanță atât de bună. Dar dacă o să scadă prudent, cel puțin putem privi istoric, da? cumva cum s-a comportat bursa, dacă o să scadă prudent de puține ori, să spunem, la o frecvență redusă și controlat, atunci bursa poate să continue să se aprecieze. Dar acum trebuie să fim prudenți pentru că, vezi tu, trebuie să ne uităm în istorie, dar lucrurile se schimbă destul de mult, sunt mult mai multe variabile diferite astăzi decât au fost în istorie și atunci cumva se pot altera estimările. În regulă, sper că ți-a plăcut acest material, te invit să-l împărtășești și cu un prieten sau pe un grup, să putem să creștem vizibilitatea față de informații bursiere. Până data viitoare te îmbrățișez, te salut și îmi doresc să-ți crești portofoliul de investiții sănătos, organic. Dacă mai vrei astfel de actualizări de piață sau actualizări pe burse externe, te rog să-mi scrii un comentariu să știu și eu dacă ești interesat sau interesată și pe burse externe, și pe macroeconomie, și pe mișcări, să spunem, la nivel mai amplu, așa să zicem, la nivel macro. Dacă ești interesat sau interesată, poți să-mi scrii și mie. Până data viitoare, te salut!